Bani sunt în buget, iar salariile vor fi achitate la timp. Asigurările vin din partea premierului Ion Chicu. Șeful cabinetului de miniștri susține că întârzierile la plata lefurilor semnalate luna trecută în mai multe instituții de stat au fost cauzate de lipsa de disciplină în muncă. El a dat de înțeles că dacă astfel de situații se vor repeta, nu va menaja pe nimeni, nici măcar pe miniștri. Șeful executivului a menționat după ședința săptămânală cu președintele Igor Dodon și speakerul Zinaida Greceanei că bugetul nu duce lipsă de bani. Potrivit lui, în prima lună a acestui an, la bugetul național încasările au depășit indicii de anul trecut cu 600 de milioane de lei, iar la finele lunii ianuarie, în contul unic trezorerial, erau peste 4,6 miliarde de lei. Nu este absolut nicio problemă cu finanțarea. Este problemă încă de lipsă a ordinii de eliminare a acelei disfuncțiuni pe care a raportat-o la momentul investirii guvernului în ministere. Prim-ministrul a subliniat că mai sunt probleme în unele instituții bugetare, dar promite să facă ordine în scurt timp. Sunt probleme cu organizarea activității în instituții. Contabilii ori au dezagregat târziu bugetul, ori au prezentat târziu dispozițiile de plată. De ce se întâmplă acest lucru? Pot să vă explic, este clar că trebuie de restabilit disciplina instituției. De mai concediat, de mai sancționat, inclusiv și miniștrii. În această ordine de idei, premierul a vorbit despre mersul lent al schimbărilor în unele domenii care se datorează în mare parte lipsei disciplinei în muncă. Teatrele, care încă de anul trecut din vară trebuiau să treacă, să fie reorganizate în instituții publice, nici până astăzi nu sunt reorganizate așa cum trebuie. Avem universitățile care din 2013 trebuiau să treacă la autofinanțare și în fiecare an se extinde termenul. Iată, am fost nevoit și anul ăsta să extinde termenul, pentru că ei la autofinanțare doar și să autonomi doar acolo unde ține de gestionarea activelor statului, fac ce vor, da? Dar unde e vorba de organizat lucru pe intern eficient, mai puțin ordine. Ion Chicu a anunțat că Ministerul Finanțelor a stabilit un mecanism de monitorizare a achitării salariilor pentru a evita situații similare celor de luna trecută.